step aside so they can see me and I walk up in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him, I'm God. Walking this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. I'm the realest from my city, that's on money, that's on TV, that's on mamas. Nigga, don't believe me, come and see me. I been dodging niggas, dodging all that fake shit. All these niggas working broke, but I been getting paid, bitch. All the niggas know me from the street. Niggas asking for a feature, that's like every other beat. Niggas talk behind my back, I keep my feet up, have a seat. Cause at the end of the day, all these niggas watching me as I. Salut! De unde ești din România? Bun, deci am renunțat la POV pentru că avem o problemă. Trebuie să plecăm într-o oră. Trebuia, de fapt, să plecăm într-o oră în Grecia, dar nu mai pornește mașina. Bă, am rămas aici blocați. Efectiv, sunt pe locul de parcare la cineva și nu mai pornește. Efectiv, mi s-a stricat alternatorul sau ceva, nu știu, dar ideea e că se pune în contact, dar nu mai pornește. Fix cu o oră înainte să plecăm. Am încercat cumva să-i dăm curent, dar am bateria acolo și efectiv e imposibil să ducem ceva. Singura variantă care o văd eu, scos una de mână, o împingem puțin în stradă. Păi și merge, gen? Ce se aude? De la mașina. Acum, nu știu, așteptăm să vină zbăr cu Daniel, poate reușim cumva să o pornim, să o mutăm de pe locul de parcare și să găsim altă mașină, că cu asta e clar că nu mai putem pleca și să o las la servis. Ia, cum, ia vezi cum se aude, dai tu acolo. Nu se aude nimic. Cum e, bă, posibil să ne lase mașina cu o oră înainte să plecăm? Bă, măcar e bine că ne-o lăsat aici, nu în Bulgaria, nu? Bun, băieți și fete, am lăsat mașina acolo, se ocupă tata lui Zbur Daniel, regele nostru. Ăsta s-a ars, electromotorul nu mai pornește, am venit să închiriem o altă mașină și... Uitați-l și pe regele nostru al doilea, na? Ce? Gata, ai pregătit Passatul de acțiune? Acum face actele. Na. Și o să luăm un Passat, nu știu de care. 2022, ceva, vezi că e șmecher ăla. Da, chiar nu-i interesant. Vreau să stăm ca pe engine-ul pe el. De ce? Păi e pânză, dar pe aia, pânză. De ce? Pânză, nu e piele. Ah, transpire coițele. Și ideea este că, na, asta este. Ah, cum era? Astăzi când m-am trezit, am zis, mamă, mă duc și eu la piscină, meditez vlogul. Nu, că trebuie să-l plimb pe ăsta, în București, să-și închireze mașină. Mere X6-le, da, mă, bă, mere! Bă, chiar mergea, mă, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, bă, m-o lăsa, mi-o dat la mână, nu mai am dinți în gură. Nu, efectiv, sunt foarte supărat pe el. Te-a lăsat rece. O să avem o discuție foarte serioasă când ajungem acasă în Arad. Eu cu X6-le. Stai, bără, prima oară să repari. Se repară, gen. Da, simplu. Vine mecanicul, o ia, o face, o duce, o spală, o repară. După aia când ne întoarcem din Grecia, o să achităm tot ce trebuie achitat. Mulțumesc, domnule Paint, că ai fost lângă mine în aceste momente grele. Mi-ai oferit locul tău de parcare. Mulțumesc. Pentru domnul la care am ocupat locul de parcare. Niciun fel de problemă, Sebastian. Îți mulțumesc din inimă. Mare drag, Sebastian. Pup aici. Mânuțele. Mânuțele astea cu care m-ai condus. Da, mă, oricum n-aș fi vrut să, ce, să stau la piscină, să mă relaxez. Am liniștit. Nu, mă, glumesc. Aia, ce să faci? Asta e, se întâmplă, tată, se întâmplă. Da. Dacă am urât așa, cu o oră înainte să plecăm. Cam urât. Bă, bucură-te că nu te-ai lăsat, nu știu, pe drum către Grecia. Vorile, ce făceai dacă erai pe undeva pe autostradă și nu mai mergea mașina? Te opreai într-o benzină, nu mai mergea mașina. Ce făceai? Te lăsa rece rău acolo. Asta este. Mai bine așa, asta. Mamă, vezi că e șmecheră, da? Ceasuri, tabletă mare, bem, frumos. Avem carplay. Da, uite, cu ăsta haptic. Mamă, da, bine-s. Da. Cam așa, ia, dă, deschide port bagajul. Hai să vedem, tată. Momentul adevărului. Nu știu cum se deschide asta, e cam înceață un pic camerele. Cam ampule. Ok, are loc în port bagaj. Da. Crezi că ne încap? Toate? Da. Da? Bă, arată bine, e ok. Bun, și mașina asta ne-a costat 860 de euro. Da. Pentru 7 zile, 8 zile, 9 zile. Bă, vezi că 9 zile, 800 de euro e ok. Ar veni 70 de euro pe zi, 80 de euro pe zi, ceva de genul. E diesel? Nu, benzină. Hai să-i punem măcoare. Pargem tot banii. 89.000 de kilometri. Bă, dar ești nebun? Are range 480 de kilometri și nici nu-i jumate. Păi dacă îi băgăm în plin, facem de două ori drumul până în Grecia. Oho! Păi da, încape, bă, tată. Încape, mă, încape. Cred că e mai mare decât din 6, ești nebun? E mai mare decât din 6. Mi-am un loc ca din 6 în mașină. Fii atent, ridică asta sus. Ești nebun? A, am să zic că mai intrăm în bagaj. Bun,
băieți și fete, după 10 ore cu servicii am ajuns. Păi dar cum? Am ajuns aici în porți, acum trebuie să urcăm cu mașina pe feribot. În viața mea n-am mai urcat cu mașina pe feribot, să fac cu mâini cu mașina pe barcă. Edi a mai urcat când a venit. Bă, în loc să filmez vlog, eu aș lua biletele. Ce bilete? Păi ce, nu se iau acolo? Ce crezi că, nu, ce crezi că vine nașul? Și zice, nu, trebuie să le luăm dinainte. Da? Da. Mă, mai avem o oră. O oră și ajungem în sfârșit la cazare. Bun, am luat și biletele. Mă. Deci 4 oameni și o mașină a costat 45 de euro. Puternici. Ai gol, pare cam gol. Păi, da. Deci drumul... Așteptăm să... Da, tu te bagă băiat aici pe dreapta, pe stânga. Ia, fii atent, uite-și tu, uite ce le place. Uite-și zborul lor. Ia. Fii atent, coaie. Exact ce-i zborul lor, se pun la centimetri, coaie. Nemunie. Dar gen, nu-i prea riscant, gen, dacă se apropie, dacă dă un val, se dă mașina în spate, gen, te bagi, se bagă în tine, nu, se lasă așa măcar 10 centimetri. Dar e bine zic mașină scumpă în Grecia. Oh, yes. Bun, deci plecăm în 15 minute. De fapt, încet, încet se umple și asta. Se umple toată coaie ce ai. Mereu. Deci uitați-vă în ce a condus vărul 10 ore. 10 ore talpă. Păi, tu filmezi vărul acum? Da. POV. Ia să vedem cum vin băieții. Mamă, dar uite cum stau așa pe loc, vezi? Hai, bă, să prindem un pelican ăsta. N-am nimic. A. Bărule, hai să dau ceva. Ia dacă țin asta. Dă-i o țigară. Păi ce fură? Nu, păi ce fură. Hai, poate ție fură. Hai că-i plec. Ai văzut că-i pică o putere. M-a și capul meu de râs, să prins unul, să-l ia așa dar pe pe să-l bază cu cicou. Aoleo. Hai să plecăm de aici. Eu îs? Tu ești? Tu ești? Da. I-am dat ce de-ai făcut? Dar până la mine vezi. Nu ești. Te spate? Ai filmat-o pe doamnă. Ce, să dai și în păr? Să dai și în păr? Da. Bun, băieți, am venit și mâncarea frumos aici, am luat o porție de calamari puternici. Asta nu vreau, nu-mi place. Caracatița. Da, am încercat, dar nu-mi place. Păi poate aici îți place. Nu cred. În schimb, calamari sunt buni, frumos, elegant, creveți, salată. Bă, dar nu mi-au adus cartofi prăjiți. A, acum. Salut, nu te supăra. Da. Cât plătești chirie aici? 3.000 de euro. Bun, băieți și fete, am ajuns într-un final. După atâtea chin și drum și probleme, am ajuns. Ce probleme, mă? Yo, mi s-a stricat mașina. Am ajuns într-un final la cazare. Hai să vă facem așa un house tour puternic. Și după aia să mergem până la Lidl să mai cumpărăm și noi ceva de băut, una alta. Jos sunt dormitoarele, sus e living-ul, ceva de genul. Și hai să urcăm aici frumos sus și bam, bă! Asta este zona de stat, de mâncat, chiluit. Aici este așa frumos, o canapea cu stilul ăsta, așa, gen din Bali, cu picturi de-astea nebune. Chiar când mă simt, zici că sunt la insula iubire aici, în Thailanda. A stat vorul meu, Eddie, jumătate de oră să o întrebe pe aia cum funcționează plita. Și vedem, asta este curtea. Curtea. Bă, sincer, credeam că piscina e un pic mai mare. Bă, e mare. Hai că nu e așa mare. Ești mare, avem loc să stăm în ea. Mă gândeam că sar, feș. Ia să vedem, e rece, e caldă. Oh. E un pic rece. Asta acolo mi-e place. Frumos, aici de stat. Și uitați-vă, bă, la view-ul ăsta. Da. Unde-i parola de la net? Parola de la net? Da. Nu, dar mie mi se pare că calc acolo. Eu oricum ne-am și de mult aici. Bun, și haide să mergem jos la dormitoare. Bam, 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 bam. Vila este pe două etaje. Avem aici cod puternic. Care e codul? Bam, și intrăm aici la dormitoare, unde sunt două, unul în dreapta, unul în stânga. Bam,
Ăsta este dormitorul nostru. Bă, patul ăsta, tată, e mare rău de tot. Hai să vedem unde aprindem și noi un bec. Ceva pe aici, sau? Bam, bam. Aia zic. Avem aici natură, frumos. Dormitorul celălalt e mai spre cuviu. Halat, tată. Televizor. Un birouaș așa frumos. Dușul ăsta open space, care e mișto rău. Și aici este toaleta. Bam, bam, bam. Hai, de aia să fac un duș. Make-up. Și are să vă arăt și dormitorul lui Edi și Lala, care au frumos view spre mare, care e exact la fel ca nostru. Și da, cam asta este cazarea, așa că sunt foarte, foarte obosiți. Azi noapte ne-am cazat la un hotel în Bulgaria și am mai stat acolo o noapte să dormim, să ăsta, că am făcut 10 ore talpă și n-am avut chef să ne omorâm. Și da, mergem la Lidl și revenim!